Bun găsit tuturor! Tot mai des auzim faptul că exercițiile de tonifiere sunt printre cele mai căutate atât pe internet, dar și atunci când alegem să avem alături de noi un antrenor personal. Pentru că mulți dintre noi ne dorim un stil de viață sănătos și o alimentație corectă, exercițiile de tonifiere ne oferă tonusul de care avem nevoie. Astăzi, la Trainer Look, Raluca Haidu, campioana noastră la gimnastică, ne propune o sesiune de întreținere a mușchilor. Exercițiile sunt accesibile ca și execuție și sunt ușor de urmat atunci când ne sunt explicate așa cum procedăm și noi online. Cei care sunteți deja familiarizați cu acest tip de antrenament știți că urmează o încălzire ușoară și mai apoi punem în mișcare brațe, abdomen și picioare. Începe Trainer Look, rămâneți cu noi! Salutare tuturor! Eu mă numesc Haidu Raluca Oana, sunt campioană europeană la gimnastică artistică și astăzi voi fi antrenorul dumneavoastră. Sper că sunteți bine și pregătiți de antrenament. Vom începe cu o încălzire foarte bună, după care astăzi vom face niște exerciții de tonifiere, dar vom lucra tot corpul, brațele, abdomenul, picioarele. Pentru astăzi vom avea nevoie de niște gantere sau sticle cu apă și de o salteluță și, bineînțeles, de apă ca să ne hidratăm. Bun, să începem cu încălzirea, picioarele depărtate, palmele pe șold, ducem bărbia în piept și tragem mult de cap pe spate. Bun, încălzim foarte bine gâtul. În lateral, încerc să ating cu urechea umărul, rotim capul spre stânga de 4 ori, după care de 4 ori spre dreapta. Vreau să facem mișcările cât mai ample. Rotim umerii spre înainte, acolo, spre înapoi, ridic mult umerii. Bun, rotim brațele spre înainte, cotul să fie întins și duc brațele cât mai aproape de urechi, spre înapoi, brațele să fie încordate, două forfecări spre înainte, trag mult de brațe spre înapoi, două forfecări, trag mult de brațe spre înapoi, duc mult pieptul spre înainte, un braț sus, unul jos, arcuiesc de două ori pe fiecare parte. Bun. Ne aplicăm în lateral. La fel. Mă aplec cât mai mult să mă întind cât mai bine. Bun. Rotim bazinul de 5 ori pe o parte, de 5 ori pe cealaltă. Bazinul cât mai mult spre înainte. Să fac o extensie cât de mare se poate. Bun. Apropiem picioarele și avem două extensii sus, două aplecări, încerc să ating solul. Brațele întinse, la fel și genunchii. Bun. Rămânem jos. Încerc să ating solul. Ne deplasăm spre înainte și facem extensie. Lăsăm capul pe spate. Revenim. Rămânem jos. Bun. Încă o dată. Foarte bine. Bun. Sus. Depărtăm picioarele și ne ducem ușor în fandare, alternativ pe fiecare picior, cu fiecare arcuire cobor tot mai jos. Arcuim bine și ne lăsăm până jos. Arcuim foarte bine. Piciorul de sprijin este pe toată talpa. Celălalt picior este întins. Fandare spre înainte. Arcuiesc bine. Palma rămâne pe sol, brațul celălalt îl întindem spre tavan și urmărim brațul cu privirea.
întindem și piciorul din față și schimbăm partea. Bun. Vreau să insistați foarte bine la fandări, să vă încălziți foarte bine, să nu apară întinderile. Palma pe sol, celălalt braț întins, urmăresc brațul cu privirea. Întind. Și ne așezăm pe salteluță. Picioarele întinse, avem două extensii, două aplecări. Și la fel brațele să fie întinse, la fel și genunchii, și încerc să mă aplec cât pot de mult. Rămânem un pic jos. Depărtăm și avem același lucru. Două sus, două pe un picior, două sus, două pe celălalt. Bine. Ultima și rămânem aplecați. Încercăm să atingem cu nasul genunchiul. Schimbăm. Spre înainte. Picioarele să fie cât mai relaxate ca să putem coborî cât mai jos. Bun. Pe spate, un picior flexat, celălalt întins, balansă, ridicăm piciorul spre frunte. 4, 5, foarte bine, 6, 7, 8, piciorul întins, 9, 10, schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lateral, sprijin pe antebraț și pe cot și 1, 2, 3, 4, ridic piciorul încordat, nu moale, da, să nu existe mișcarea asta, da? Bun. Schimbăm partea și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Sprijin pe genunchi și pe palme, pe palme, piciorul întins la spate, balansări. 2, 3, 4, 5, 6, 7, încerc să ridic piciorul cât mai sus, 9, schimbă și 1, 2, 3, 4, bine, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, sprijin pe genunchi, încălzim încheieturile foarte bine. Respir, mă și relaxez în același timp. Oricum nu a fost foarte obositor. Bun. Încălzim gleznele. Încălzim gleznele foarte bine. Bun. Ne ridicăm. Și vom avea de făcut 10 genuflexiuni cu 10 secunde menținut. Picioarele depărtate, vârfurile spre înainte, duc mult bazinul spre înapoi. 1. Jos inspir, sus expir. 3. 4. Spatele să fie drept. 5. 6. 7. Bine. 8. 9, respir și rămân jos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ne ridicăm, scuturăm picioarele, ne relaxăm. Aceasta a fost încălzirea. Vom trece la exerciții și începem cu exerciții pentru picioare, pe care le vom combina cu exerciții pentru brațe. Vom face un exercițiu pentru picioare, unul pentru brațe și am să vă arăt exercițiile.
palmele la tâmplă, da? Mă duc în genuflexiune, ridic genunchiul și duc cotul la genunchi. Bun, avem pe o parte, apoi pe cealaltă, după care luăm gantelele, genunchii ușor flexați, cotul lipit de trunchi, biceps, flexia și extensia brațului antebrațului pe braț. Bun. Avem 10 repetări pe fiecare picior, iar la biceps 12 repetări, fără pauză, 3 serii. Bun. Ne pregătim și genuflexiune, duc cotul la genunchiul opus. Lucrăm atât coapsa, dar intră și oblicii la următoarea parte a exercițiului. Bun. Jos inspir, sus expir, mă concentrez pe genuflexiune, da? Și când mă ridic vreau să mă răsucesc cât mai mult. Bine. Respirăm. Acolo. Stop. Scuturăm puțin picioarele. Luăm ganterele, da? Genunchii ușor flexați, abdomenul încordat, cotul lipit de trunchi. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspir, expir. 8, 9, bine, încă puțin, 1, 2, bun, lăsăm gantrele jos, scuturăm și brațele, vă puteți hidrata oricând simțiți nevoia și începem a doua serie. Și, bine, respir. 1, 2, mă concentrez să fac exercițiul cât mai bine. 4, duc mult bazinul spre înapoi la genuflexiune, mă răsucesc sus. Bine, privirea spre înainte la genuflexiune și ultima. Stop. Scuturăm puțin, ne relaxăm. Foarte important când ridicăm ganterele de jos, spatele să fie drept, ok? La fel și când le lăsăm. Și 1, 2, 3. Cotul rămâne fix, nu fac, nu știu, mișcarea asta, ok? Foarte bine. Hai, mai am foarte puțin. Respir. Bine. Stop. Bun, ne relaxăm. Mai avem o serie și trecem mai departe. Ne pregătim și genuflexiune, genunchiul sus, mă răsucesc. Cotul la genunchiul opus. Am grijă la genuflexiune să nu depășesc cu genunchiul vârful, da? Nu fac asta și duc mult bazinul spre înapoi. Bine. Respir. Acolo, hai, încă puțin. Bun. Biceps și inspir, expir. Controlez mișcarea, nu mă grăbesc. 5, 6. Încheietura să fie încordată, da, nu așa, ci o țin dreaptă. Bine, și ultimele două.
Inspir, expir. Bun. Ne relaxăm puțin și ne așezăm pe salteluță. Și avem în felul următor. Sprijin pe antebraț și pe palmă, da? Iar celălalt braț sprijin pe palmă și pe genunchi. Un picior întins în lateral și ridic piciorul. 10 repetări simple, după care avem 10 secunde menținut. Avem 10 secunde pe o parte, 10 repetări cu 10 secunde pe parte, 10 repetări cu 10 secunde pe cealaltă parte, după care vom lucra abdomen. Vă voi arăta acum și exercițiul pentru abdomen. Ne întindem înculcat dorsal, ne ridicăm trunchiul și piciorul în același timp și încercăm să atingem cu palmele piciorul. Și vom avea 10 repetări pe fiecare picior, adică 20 în total. Bun. Ne pregătim, piciorul să fie întins și 1, 2, bine, 3, 4, 5, 6, 7, foarte bine, 8, 9 și mențin, 10, 9, piciorul să nu cadă, da, și să fie la nivel cu șol, 3, 2, 1, ne relaxăm foarte puțin, lăsăm ușor pe partea cu care am lucrat și acum schimbăm partea și 1, 2, bine, 3, 4, 5, 6, 7, respir, 8, 9, controlez mișcarea și mențin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bun. Ne relaxăm foarte puțin și trecem la abdomen. Bun, pe spate, piciorul încercăm să fie cât jos inspir, sus expir. 2, 3, 4, ne ridicăm atât cât putem, da? Dacă puteți mai puțin, nu este niciun fel de problemă. Ideea este să nu vă ajutați din alte membre ale corpului și să nu forțați spatele. Bun. Ne relaxăm și mai avem două serii. Ne hidratăm puțin. Puteți face asta, bineînțeles, oricând simțiți nevoia. Bun. Ne pregătim și începem. Și 1, 2, 3, 4, 5, respir, 7, 8, 9 și menținem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ne relaxăm, schimbăm partea și 1, 2, 3, 4, 5, nu mă relaxez, 7, 8, 9 și mențin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, piciorul întins, 3, 2, ne relaxăm, respir, mă relaxez cât pot de bine și ne pregătim pentru abdomen. Bun. Și 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, respir, 9, 10, încă 10, 1, 2, 4, bine. Lucrez în abdomen. Bun, rămânem un pic pe spate, flexăm genunchii, ridicăm bazinul ca să relaxăm abdomenul. Bun. Și mai avem o serie. Și 1 2 3 4, bine. 5 6 7 8 acolo. 9 10. Chiar dacă am obosit un pic, nu mă relaxez, da? Piciorul este încordat și încerc să-l mențin la nivelul șoldului. Acum, ne relaxăm. Schimbăm. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trag de mine până la capăt și mențin. 10, 9, 8, 7, mai avem puțin, 5, 4, 3, 2, bun. Ne relaxăm. Abdomen. Și jos inspir, sus expir. 2, 3, 4, 5, 6, hai, încă puțin, pot, respir, 8, 9 și ultima, 10, bun, rămânem pe spate, ridicăm bazinul, relaxăm abdomenul. Bun, aducem genunchii la piept și ne relaxăm. Bun, acum vom mai face un minut menținut în planșă, după care ne vom relaxa puțin. Pregătim. Și planșă cu sprijin pe antebraț și pe cot, fesierul încordat, abdomenul încordat, am grijă să nu fac aici extensie, da? Și nici bazinul prea sus. Bine, 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 bine. Mai avem puțin, umărul să fie deasupra cotului, da? Nici aici și nici aici. Respir. Bun, bun, bun. Hai, nu mai avem mult. 20 de secunde. În cazul în care chiar nu mai pot, putem lăsa genunchii pe sol, dar păstrez poziția, da? Hai, încă puțin. 10 secunde. Respir. Abdomenul încordat. 1. Stop. Sprijin pe palme, întindem abdomenul. Bun, trecem în sprijin pe genunchi și pe palme. Pe palme, da, e ok. Încă o dată. Bun. Și ne relaxăm foarte bine în această poziție. Bun. Ne vom relaxa foarte puțin, după care vom trece la partea a doua a antrenamentului. Între timp ne hidratăm foarte bine, ne relaxăm.
Bun, acum că ne-am relaxat foarte bine, mergem mai departe și avem de făcut în felul următor. Sprijin pe un picior, celălalt picior oblic spre înapoi, da? Mă duc în fandare, da? Trunchiul rămâne pe direcție, iar când mă ridic, ridic piciorul din spate în lateral. Aici și lateral. Bun, avem 10 repetări pe un picior, după care schimbăm 10 pe celălalt. La fel ca la genuflexiune, genunchiul nu depășește vârful, piciorul din față tot timpul pe toată talpa, iar cel din spate tot timpul pe vârf. După care luăm ganterele, genunchii ușor flexați, abdomenul încordat, cotul este flexat și îl întindem. Jos inspir, sus expir. Bun, și vom face 12 repetări. Bun, ne pregătim, piciorul drept va fi cel de bază și începem. Fandare, sus, jos inspir, sus expir. 3, 4, bine, 5, 6, 7, 8, mă las pe piciorul de bază când ridic piciorul, da, să nu mă dezechilibrez. Bun, schimbăm și cobor, 1, 2, 3, ridic piciorul controlat, 5 și nu mă grăbesc, 6, 7, 8, bine, 9, 10. Bun, scuturăm puțin picioarele, ne relaxăm, luăm ganterele, genunchii ușor flexați, abdomenul încordat și inspir, expir. 2, 3, 4, 5, bine, 6, 7, 8, 9, atenție să nu las abdomenul relaxat, stop, lăsăm gantrele jos, respirăm, ne relaxăm, bineînțeles, cum am mai spus, puteți să vă hidratați oricând simțiți nevoia, schimbăm celălalt picior și 1, 2, bine, 3, controlez mișcarea, 5, 6, 7, bine, 8, acolo, 9, 10, bun, schimbăm, mă concentrez să fac mișcarea cât mai corect, da? Mă concentrez și la genunchi. Trunchiul rămâne spre înainte, da? Nu mă răsucesc. Bine. Jos inspir, sus expir. Bun. Respirăm, ne relaxăm, luăm ganterele, umeri. Și 2, 3, foarte important să respirăm, să controlăm mișcarea și respirația. Bine. Acolo, respir. Nu mai avem mult. Ne relaxăm. Lăsăm ganterele jos, scuturăm brațe, picioare și mai avem o serie după care mergem mai departe. Bun, ne pregătim și cobor, 1, 2, bine. Dacă nu reușiți să vă țineți nici cum echilibrul, vă puteți ajuta de orice, de canapia, de mobilă, de scaun, de un băț, de orice. Dar să nu vă sprijiniți, doar o atingeți așa puțin pentru echilibru.
schimbăm și 2 3 4 5 6, spatele să fie drept, 7 8, bine, 9 10. Respirăm, ne relaxăm puțin umeri și jos inspir, sus expir. 3 4, bine, 5 6 7, perfect, 9 10, încă 2 repetări. 1 2. Bun, lăsăm gantelele jos, ne hidratăm puțin, dacă simțiți nevoia, dacă nu, nu este obligatoriu. Bun, ne așezăm pe salteluță, sprijin pe palme și pe genunchi, celălalt genunchi este și el flexat, da? Ridic și duc piciorul la fel oblic în spate, peste celălalt picior și sus, oblic, sus. 10 repetări, după care avem 10 cerculețe spre exterior. 10 cu 10 pe un picior, apoi pe celălalt, după care avem din planșă, facem 4 pași spre dreapta, duc palma la umăr, 4 pași în partea cealaltă, palma, palma, și avem 10 repetări în total. Bun, ne pregătim, începem de sus și cobor, 1, 2, 3, genunchiul rămâne flexat, controlez mișcarea, bine, 7, ridic cât mai sus, 8, 9, 10, cerculeț și 1, 2, mișcarea cât mai largă, 4, 5, 6, bine, 7, 8, controlez mișcarea, 10. Bun, ne relaxăm foarte puțin și schimbăm celălalt picior. Începem de sus și cobor, 1, 2, bine, 3, 4, 5, 6, lucrăm fesierul, lucrează atât piciorul de jos, cât și cel de sus. Bun, cerculețe și 1, 2, 3, bine, 4, mișcarea să fie largă, 5, 6, 7, 8, bine, 9, 10. Ne relaxăm. Fesierul pe călcâie, mă duc ușor stânga-dreapta. Bun, trecem la brațe și mai exact la umeri. Din planșă, bineînțeles, lucrează și abdomenul la acest exercițiu. Și 1, 2, 3, 4 și ating umărul. Și 1, 2, 3, 4 și ating umăr. Bun. Respir. Hai, mai avem puțin. Bine. Nu mă relaxez. Încă 4. Dacă este prea greu, o variantă mai simplă, de pe genunchi
rămân și aduc doar palma la umăr sau doar din planșă, fără să fac cei 4 pași. Bun. Scuturăm brațele, ne relaxăm, respirăm și o luăm de la capăt. Mai avem 2 serii. Bun. Hai, ne pregătim. Și 1, 2, 3, bine, 4, 5, abdomenul să fie încordat, 7, 8, respir, 9, 10, cerculețe și 1, 2, mișcarea cât mai amplă, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Ne relaxăm puțin. Bun. Și schimbăm partea. Și sus, cobor. 1, 2, 3, 4. Bine. 5, 6, perfect, 7, 8, nu fac extensie, da, nu fac asta, ci mișcarea controlată și abdomenul foarte bine încordat. Bun, cerculețe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mișcarea largă, 7, 8, 9, 10. Bun. Ne relaxăm. Trecem la brațe. Pregătim. Și nu uitați, puteți face oricând, cu oricând varianta mai simplă. Și bineînțeles, puteți trece oricând, oricând la varianta mai grea. Bine. Respir. Hai. Varianta simplă, rămân în planșă și duc doar palma către umăr sau de pe genunchi. Hai. Ultimele 2 repetări. Ultima. Scuturăm brațele, respirăm, ne relaxăm, ne odihnim puțin, mai avem o serie și mergem mai departe. Bun. Și 1, 2, 3, abdomenul încordat, 4, 5, dacă vă dor încheieturile, puteți face exercițiul acesta și de pe antebraț. Bun. Cerculețe. Și 1, 2, 3, 4, 5, mișcarea cât mai largă, 6, 7, 8, respir, 9, 10. Ne relaxăm puțin și schimbăm partea. Și 1, 2, 3, 4, nu mă grăbesc, controlez mișcarea, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Cerculețe. Și 1, 2, bine, 3, 4, 5, respir, 6, 7, 8, bine, 9, 10. Ne relaxăm și trecem la brațe.
1, 2, 3, 4. Încerc să mut palma și piciorul deodată. Bine. Respir. Atenție, da, să nu mă duc cu bazinul jos, dar nici aici, da? Formăm o linie dreaptă, iar gâtul să fie în prelungirea coloanei. Bun? Hai. Încă puțin. Bine, și ultima. Bun. Scuturăm foarte bine brațele. Respirăm. Trag un pic de umă de braț în lateral. Schimbăm. Bun. Mai departe vom lucra abdomenul. Ne așezăm pe salteluță. Înculcat dorsal. Genunchii să fie flexați. Palmele la ceafă, omoplatul este ridicat. Fac un semicerc cu brațele. Când brațele ajung înainte, întind picioarele, după care revin. Și avem 10 repetări. Bun. Atenție și bine. Revin. 2, 3, 4, 5, perfect, 6, 7, foarte bine, 8, atenție, abdomenul să fie foarte bine încordat, 10. Bun, relaxăm puțin abdomenul, respirăm. Bun. A doua serie. Și 1, 2. Controlez mișcarea. Nu-mi iau elan să fac extensie, da? Abdomenul foarte bine încordat. Spatele rămâne pe salteluță. Și ultimele două. Ne relaxăm. Și mai avem o serie. Atenție și 1, 2. Dacă este prea greu, puteți ridica picioarele mai sus, da? Dacă le lăsăm mai jos, automat abdomenul trebuie să fie mai încordat. Bine. Respir. Bun, ne relaxăm, ridicăm bazinul de pe sol, relaxăm abdomenul. Bun, aduc genunchii la piept, trag bine de genunchi spre piept. Brațele întinse lateral, duc genunchii într-o parte, privirea în partea opusă. Bun, schimbăm. Bun, trecem în sprijin pe palme, picioarele întinse spre înapoi, la fel întindem și relaxăm foarte bine abdomenul. Trecem în sprijin pe genunchi, fesierul pe călcâie. Poziția copilului, preferata tuturor. Ne relaxăm cât mai bine. Trecem iar în sprijin pe palme. Bun. Din șezută încrucișăm picioarele, trag de braț în lateral. Duc brațul după cap, trag mult de cot.
schimbăm. După cap. Trag mult de cot. Brațele relaxate, 4 rotări spre stânga. Respir, mă relaxez, schimbăm. Nu închideți ochii dacă știți că amețiți. Bun. Ne ridicăm. Inspir, expir și scutur brațele. Inspir, expir și ultima. Inspir, expir și scuturăm brațele. Bun, asta a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult. Pe curând! Exercițiile de tonifiere sunt indicate în special celor care acum se familiarizează cu mișcările de fitness. Acestea sunt și baza pentru alte exerciții mult mai intense și mai complicate. Dacă reușim să le stăpânim pe acestea, putem să trecem la un alt nivel, iar cât timp o avem pe campioana noastră la gimnastică, Raluca Haidu, avem și șansa să le învățăm corect. Vă așteptăm și mâine cu alți antrenori pregătiți să aibă grijă de corpul vostru. Urarea noastră este în ton. Rămâneți sănătoși cu bine!